începem o nouă săptămână. Respectiv, am dorit ca această săptămână să începem cu un prima așa un element mai bucurător. Știți probabil cu toții, ați văzut la televizor acum două săptămâni în urmă, lacul Valea Morilor, colegii noștri prezenți în această sală au reușit să salveze o persoană, un bărbat. S-ar părea că este o faptă nu chiar importantă, poate pentru unii, alții pot spune că asta este munca Slava Marilor. Da, este adevărat, dar faptul că au reușit să facă munca lor foarte bine, așa este eroismul pe care băieții l-au reușit să-l manifeste. Și ca și rezultatul acestei munci foarte calitative, avem o viață salvată. Deci am să rog colegii mei să dea citire ordinului. Vă rog. Doamnelor și domnilor, în continuare vom da citire ordinul Inspectoratului General pentru situații de urgență numărul 36 din 31 ianuarie 2022 cu privire la stimulare. Pentru demonstrarea spiritului de vitejie, curaj și sacrificiu, exprimarea înaltei voințe și a nobililor calități de salvator în protejarea membrilor societății, manifestate prin salvarea a unui bărbat în vârstă de 50 de ani de la NEC, din lacul Valea Morilor, municipiul Chișinău, la data de 22 ianuarie 2022, ordon. Se menționează cu diploma de onoare a Inspectoratului General pentru situații de urgență, salvatorii stației centrale de salvare pe apă din municipiul Chișinău. Se invită domnul Lisenko Igor. Igor, felicitări și mulțumim. Mulțumim. Domnul Ungureanu Sergiu. Felicitări și mulțumim. Colegilor mie aș vrea să spun câteva cuvinte. Vă mulțumim pentru această apreciere înaltă acordată de către conducerea GSU. Vrem să spunem că aceasta este munca noastră de zi de zi. Noi simțim eroi, adică da, a fost poate o faptă bună, dar noi sperăm să continuăm în același spirit și sperăm la o colaborare mai strânsă cu toți colaboratorii GSU. Cu scafandrii deja colaborăm foarte strâns, ne vedem la competiții. Vă mulțumim frumos! Mersi! Ungureanu Sergiu, sunt scafandru la stația salvare centrală, situată parcul Valea Morilor. Ce s-a întâmplat? Pe cine ați salvat dumneavoastră? Deci a fost un caz, un câine care a fugit după niște rațe care erau pe lac. Era o zonă în care nu era înghețat lacul, deci era apă și acel câine a căzut în apă. Respectiv, stăpânul acestui câine a intrat și el târâș pe gheață și s-a prăvălit sub gheață în porțiunea aceea de apă pentru a salva câinele. Câinele a fost scos, dar cetățeanul avea dificultăți din a ieși din apă. Noi am auzit acest semnal, semnalul de ajutor. Am intervenit cu echipa noastră de serviciu și respectiv unul din scafandrii s-a îmbrăcat cu echipamentul din dotare. Ceilalți scafandrii cu funia de semnalizare l-au legat. Am scos această persoană, apoi am acordat toată asistența medicală necesară. Am sfătuit să-și scoate hainele care erau ude. I-am îmbrăcat cu un pled cald și a stat într-o încăpere încălzită. E periculos astfel de acțiuni pentru oameni, se aventurează să meargă pe gheață? Cât e de periculos în genere? Este periculos, mai ales în ultimii ani. Toți știm că nu mai sunt iernile care erau înainte, lacurile nu mai îngheață atât de solid ca înainte. Sunt unele porțiuni care nu îngheață, spre exemplu acolo stau rațele și nu îngheață acea porțiune. Chiar și în locurile unde îngheață, gheața este rar când este suficientă pentru a permite deplasarea persoanelor. Respectiv, aproape în fiecare iarnă avem gheață fragilă și nu recomandăm persoanelor să se aventureze pentru scopul deplasării pe gheață sau pentru a pescui. Îi sfătuim să aștepți totuși vara să pescuiască în condiții mai favorabile. Mă numesc Odor Gheorghe, sunt scafandrier salvator la stația numărul 1 central, la lacul Valea Morilor. De dificil e în genere astfel de operațiuni? Sunt periculoase ele sau nu sunt periculoase? Sunt foarte periculoase, dar nu avem cât așa e serviciul nostru. Și la moment atunci noi nu ne gândim că e periculos, nu e periculos. Am dus, l-am scos, că asta e serviciul nostru.
dese cazuri de astea se întâmplă în iarnă? Foarte des. Ce ați recomanda oamenilor? Care e mesajul dumneavoastră anume în perioada asta de iarnă? Eu aș recomanda oamenilor ca medici să duc pe gheață, să verifice dacă gheața este groasă. Adică de vreo 70 cm poți duce să pescuiască oriceva de genul. Dacă gheața e mai jos de 7 cm, nu o să uie pe gheață. Ori dacă sui pe gheață, unde este stați salvare. În care ceva poți chema un ajutor, cineva să vii să salveze. Dar în general, cum ai recomandat, iată în perioada asta, când e plus, când e minus, e recomandat lumea să meargă? Nu, este strict interzis ieșire pe gheață, pentru că gheața este fragilă și un loc face 7 cm, unul de 3 cm și nu știu, și mărim de gheață este acolo. Mulțumesc foarte mult!